Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Accident cumplit aseară la Orhei, un bărbat cu fiica sa în brațe a fost pulberat de un Opel pe un drum neiluminat. În urma impactului, tatăl micuței a decedat pe loc, iar fetița de doar un an a fost transportată de urgență la spital. Prin intermediul serviciului Aviasan, la Institutul Mamei și Copilului, a fost transferat un pacient în vârstă de un an. La internare, acesta prezenta mai multe traumatisme, leziuni. Fiind dat starea gravă acestuia, a fost luată decizia de a fi transferat în secția de reanimare și terapie intensivă, unde se află și la moment sub supraveghere medicală. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 22 pe traseul dintre Orhei și Peresăcina. Preliminar s-a stabilit că bărbatul în vârstă de 34 de ani a încercat să traverseze strada neregulamentar, printr-un loc neiluminat, moment în care a fost lovit cu putere de un Opel, condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani. Șoferul a fost testat la alcoolemie, iar rezultatul a arătat că acesta nu era în stare de ebrietate. Pe caz a fost pornit un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Bărbatul decedat activa în calitate de tehnician radiolog în cadrul Departamentului Clinic Medicină de Urgență din Capitală. Se arată într-o postare pe pagina instituției, care a transmis condoleanțe familiei. Intra în scara blocurilor de locuit, urca pe trotineteuri, biciclete, de parcă erau ale sale și dispărea fără urmă. După ce ar fi comis peste 10 furturi, unele dintre care au fost surprinse de camerele de supraveghere, presupusul infractor a fost reținut. Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție sectorului Centru au reținut un bărbat de 33 de ani din capitală, suspectat că ar fi comis 11 furturi timp de 2 luni. În cadrul documentării, polițiștii au stabilit că bărbatul intra în scara blocurilor de locuit, de unde sustrăgea trotinete și biciclete care erau lăsate fără supraveghere de către proprietari. Potrivit poliției, în cadrul audierilor, bărbatul și-a recunoscut vina și le-a spus polițiștilor că a vândut bunurile furate, cauzând astfel proprietarilor un prejudiciu de peste 120.000 de lei. În cadrul anchetei s-a mai stabilit că anterior individul a fost judecat pentru infracțiuni similare. Acum el a fost plasat în arest pentru 30 de zile, iar potrivit legii penale riscă până la 6 ani de închisoare. Au răpit un bărbat din fața unui bloc din București, l-au bătut și jefuit, apoi l-au lăsat să zacă în stradă. Victima, în vârstă de 33 de ani, a fost găsită de un paznic care a alertat imediat poliția. Oamenii regii au dat de urmele făptașilor care duc tocmai la Chișinău și Iova. Percheziții comune au avut loc săptămâna trecută în Galați, România, dar și la Chișinău și Leova, în Republica Moldova, acestea fiind desfășurate cu sprijinul mascaților de la Fulger. Astfel, de la doi bănuiți din Moldova au fost ridicate obiecte relevante cercetării penale. Este vorba despre vestimentația unuia dintre ei folosită la comiterea infracțiunii, telefoane mobile, o cartelă bancară, dar și un înscris de ciornă. Unul dintre bănuiți care a refuzat colectarea probelor ADN urmează să fie supus forțat acestei măsuri pentru a transmite rezultatele în România, unde sunt în desfășurare mai multe investigații. Suspecții sunt cercetați în stare de libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției. Pretorul sectorului Ciocana, din nou în vizorul oamenilor legii, Sinil Gașcolnic, luat anterior la ochi de cinea, riscă să-și piardă fotoliul, deoarece a fost prinsă cu avere nejustificată. Ania a constatat o diferență de peste 130.000 de lei între averea declarată și veniturile obținute de funcționară. Contactată de TV8, aceasta a declarat că va contesta în instanță actul emis de Ania. Deci regret faptul că ANIU s-a grăbit să emită actul, deoarece sunt în faza de prezentare a actelor confirmative. Nu-mi răbim decât să mă adresez în instanță. Pentru a contesta, eu am acte justificate care le-am prezentat, o parte din acte și deci nu au altă parte de care chiar le-am prezentat și astăzi prin e-mail-uri lor. În 2020, Sinil Gașcolnic, pretor în sectorul Ciocana, a fost reținută de ofițerii CNA într-un dosar de corupție. Aceasta era bănuită că, prin intermediul unor ofițeri de investigații, ar fi pretins între 5 și 10 mii de lei de la comercianții ambulanți. În septembrie 2021, procurorii anticorupție și-au retras învinuirile. Ulterior, urmărirea penală a fost reluată, apoi oprită din nou.
A urcat beat criță la volan și a intrat cu automobilul în vitrina unui magazin din municipiul Pălți. Este isprava unui bărbat de 50 de ani. Testat la alcoolemie, acesta avea o concentrație de alcool în aerul expirat de aproape 7 ori, mai mare decât permite legea. Potrivit poliției, fiind la volanul unui Mercedes, bărbatul a pierdut controlul mașinii și a intrat în geamul magazinului. Din fericire, nu a fost accidentat nimeni. Pe acest caz a fost pornită o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Tot în weekend, un tânăr de 20 de ani a fost oprit de polițiști deoarece conducea haotic pe un drum din Ungheni. Oamenii legii au constatat că șoferul Mercedesului era sub influența substanțelor narcotice. În ultimele două zile, poliția a surprins 50 de conducători auto care au urcat în stare de ebrietate la volan. A urcat pe o stâncă înaltă de la Orheiul Vechi, iar când și-a dat seama că nu poate să coboare, a sunat la 112. Bărbatul a fost salvat de pompieri. Potrivit informațiilor recepționate, bărbatul se urcase pe o stâncă după o dronă de filmat și a rămas blocat la o înălțime de 100 de metri. Pentru a coborî, acesta a solicitat telefonic ajutorul echipelor specializate. La fața locului au intervenit salvatorii care cu ajutorul echipamentului au reușit în decurs de o oră să coboare de la înălțime bărbatul în vârstă de 42 de ani. Potrivit pompierilor, intervenția a avut loc în satul Butuceni. Bărbatul a fost coborât de pe stâncă în siguranță și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Salvatorii ne amintesc că în caz de situații de risc să apelăm la serviciul 112. Starea de sănătate a băiatului de 6 ani, care a fost electrocutat în timp ce se juca într-un parc din sectorul botanic al capitalei, s-a îmbunătățit, iar peste o săptămână ar putea fi externat, susține purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului din capitală, Maxim Cazacu. Între timp, primăria a început să verifice toate instalațiile electrice din oraș. Starea pacientului în vârstă de 6 ani, care a fost transportat la Institutul Mamei și Copilului la sfârșitul săptămânii trecute, după ce ar fi fost electrocutat într-un parc de capitală, s-a îmbunătățit. Acesta a fost transferat din secția de reanimare și terapie intensivă în secția de neurologie, unde se va afla între 7 și 10 zile pentru supraveghere medicală. Cazul a fost discutat astăzi și la ședința operativă a primăriei. Deși nu a oferit nicio explicație cu privire la cele întâmplate, primarul Ion Ceban a solicitat ca tragedia să nu fie politizată. Foarte mulți ne-au întrebat ce s-a întâmplat și în aceste circunstanțe rugăm foarte mult să așteptăm ca ancheta și oamenii legii să-și facă munca și să comunice toate detaliile respective. Am văzut unele încercări de a da vina din nou pe primar. Nu se duce primarul să verifice, să se uite componența amestecului asfaltic, cât de bun este lemnul pentru mobilier și ce se află într-un pilon. Primarul a mai declarat că a solicitat ca toate instalațiile electrice din zonă să fie verificate, însă șeful Direcției Generale Mobilitate Urbană a ținut să precizeze că, de fapt, primăria nu deține toate rețelele. Întreprinderea municipală Lumteh a inițiat verificări masive în toate sectoarele orașului Chișinău în ce ține de rețeaua electrică și din cele 35 de solicitări de ieșire la în teren au fost constatate că 15 din acestea țin de alte rețele, nu decât cele deținute de către întreprinderea municipală Lumteh. Amintim că pe 18 iulie doi copii, o fată de 11 ani și un băiat de 6 ani s-au electrocutat într-un parc din sectorul botanic al capitalei, în timp ce se jucau, după ce ar fi atins cablurile electrice dintr-un pilon. Micuții au fost transportați la Institutul Mamei și Copilului, însă fetița nu a mai putut fi salvată, iar băiatul a fost internat în secția de reanimare și terapie intensivă. Pe caz a fost inițiat un proces penal, în cadrul căruia urmează a fi stabilite toate circumstanțele. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!